și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem, iată, spre sfârșitul acestei luni octombrie, prin care Dumnezeu ne-a bucurat nu numai cu bucuriile roadelor pământului, care chiar dacă au fost mai puține, pentru poporul românesc ele sunt îndeajuns. Numai noi trebuie să știm cum să le gospodărim, cum să le cumpănim, cum să le împărțim și să nu uităm niciodată că ceea ce ne prisosește înseamnă o mână întinsă a lui Dumnezeu pentru cel care are mai puțin decât tine, pentru cel care este înfometat, este însetat, este într-o dificultate sufletească sau trupească în viața lui pe pământul acesta. Dar a rodit Dumnezeu în această lună octombrie daruri frumoase în sufletele poporului celui bine credincios. Cele două pelerinaje, cel de la Sfânta Cuvioasă Parascheva și cel de la Sfântul Cuvios Dimitrie, cel nou din Basarab, de la București, ne-au arătat încă o dată ce înseamnă adevărata bucurie pentru un om călător pe pământul acesta. Poți să ai bucuria roadelor, poți să ai bucuria multor bunătăți materiale, poți să ai bucurie profesională, dar dacă n-ai bucuria credinței, dacă n-ai bucuria inimii, dacă n-ai bucuria sufletului tău, tu ca om ești într-o suferință, ești într-o lipsă. Am văzut din nou la București zilele acestea oameni care așteptau cu răbdare și îndelungă răbdare, dar cu nădejdea că atunci când se vor întâlni cu Sfântul lui Dumnezeu, împreună își vor îndrepta pașii către Bunul Dumnezeu și Dumnezeu va alunga tristețea, va alunga întunericul, va alunga tulburarea și neliniștea, va alunga frica, teama, va alunga ura și va sălășlui în inimile oamenilor iubirea și bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. În câteva răspunsuri de la oameni simpli, am văzut niște credincioase, așa cum era mama noastră de la țară, cu basmaua înfășurată pe cap, cu îmbrăcăminte decentă, spunându-le la toți și spunându-le și nouă: am venit aici să mă rog pentru casa mea, pentru copiii mei, pentru sufletul meu, pentru viața mea. Am venit aici să mă rog pentru țara mea. Am venit aici ca să mă rog Sfântului Dimitrie ca să mijlocească la Bunul Dumnezeu și să nu mai îngăduie seceta care ne-a cuprins în vara care a trecut. Am venit aici să mă rog pentru toți românii noștri de aici și de pretutindeni. Am venit să mă rog aici pentru toată lumea aceasta, pentru toate popoarele lumii. Am venit aici să mă rog pentru pace, să se oprească războiul, să se oprească nenorocirile din lumea aceasta. Iată, dragii noștri, să înțelegem întotdeauna că o mare de oameni adunat acolo aduce din cer mila lui Dumnezeu pentru noi toți.
Liturghia săvârșită în asemenea momente este liturghia care salvează România și salvează lumea întreagă. Așa l-am sărbătorit în săptămâna aceasta și pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, ostașul armatei romane din timpul acela, voievodul Tesalonicului din timpul acela, de acum peste 1700 de ani, cel care a înțeles că poți fi ostaș al unei armate pământești, dar cel mai important este să fii ostașul lui Hristos. De aceea familia lui nobilă din care se trăgea tata și mama, tata voivod al Tesalonicului și mama o creștină desăvârșită, care aducând în casă icoana Mântuitorului Hristos și a Sfintei Fecioare Maria, l-a făcut și pe tata și pe bărbatul ei credincios, creștin, botezat, creștin adevărat. Așa a fost crescut și Sfântul Dimitrie, numai că atunci ostilitatea față de Biserica lui Hristos, Biserica creștină, față de Dumnezeu cel adevărat, în treime slăvit Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, față de Domnul și Mântuitorul lumii, Iisus Hristos, era sângeroasă și era dureroasă. Creștinii erau persecutați. De aceea când apărea cineva mai răsărit din rândul poporului, având o demnitate deosebită, așa cum își căpătase chiar la vârsta de 21 de ani, tânărul Dimitrie, demnitatea de voievod în locul tatălui său al cetății Tesalonicului, de prefect al cetății Tesalonicului, cineva care mărturisea credința creștină cum ar fi fost el, risca foarte mult. Dar riscul lui a izvorât din inima lui, arătând împăratului și arătând lumii întregi ce fel de credință trebuie să avem noi, care este credința adevărată, în ce Dumnezeu trebuie să credem noi, într-un Dumnezeu care s-a revelat, s-a descoperit nouă. Și nouă ni s-a descoperit Dumnezeu prin Fiul Său, Domnul și Mântuitorul Hristos. Devenim Mântuitorul nostru și Mântuitorul lumii întregi. Această mărturisire a credinței, vă spuneam, era un risc asumat. Și de aceea când împăratul, întorcându-se dintr-o luptă biruitoare asupra scisilor și a sarmaților și ajungând în cetatea Tesalonicului, a organizat mare sărbătoare. Să aducă și el o mulțumire pentru că a biruit. Dar cui să aducă? Unor idoli, unor Dumnezei inventați, pe care nu îi cunoștea și nu putea să-i cunoască nimeni. Era zeul războiului, era zeul iubirii, era zeul mărilor, zeul vânturilor. Și atunci, când trebuia să participe la această jertfă, și voievodul Dimitrie s-a ridicat în fața împăratului și a spus: până aici, eu nu pot să mă închin altui Dumnezeu decât Dumnezeului celui întreime slăvit, pe care l-am simțit aici în inima și în sufletul meu, cum a poposit Hristos, în numele căruia am fost botezat. Și am devenit Fiul Dumnezeului celui viu și adevărat. Pentru această mărturisire a primit moarte martirică, căci aceasta era răsplata, mai ales ca un exemplu pentru tot poporul. Când au venit cei cu sulițele ca să împungă pieptul și să-l omoare, Dimitrie, care era închis în închisoare, a ridicat mâna dreaptă și a zis: împungeți.
și l-au străpuns sulițele și se spune că chiar atunci, în loc de sânge, din coasta lui a izvorât un mir aromat, bine mirositor, cu miros de bună mireasmă, care a devenit și tămăduitor pentru cei bolnavi, pentru cei necăjiți, pentru cei loviți de soartă, pentru cei care nu mai găseau altă alinare și altă speranță de vindecare la nimeni decât numai la Bunul Dumnezeu. Cu mirul acesta, până astăzi, se vindecă multă boală și multă neputință din poporul cel binecredincios. Moaștele lui se găsesc încetat în Biserica Sfântul Dimitrie din Tesalonic, Salonicul de astăzi din Grecia. Biserică foarte frumoasă, o biserică măreață, o biserică unde mii și mii, milioane de creștini în decursul vremurilor au mers să se închine, să se roage la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. L-a sărbătorit, așa cum aminteam, de pelerinajul de la București și spre Sfântul Cuvios Dimitrie din Basara. Dacă Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a devenit mucenic și a dat viața, a plătit cu viața pentru Hristos, acest cuvios Dimitrie, născut în sudul Dunării, în satul Basarabi, nu venea dintr-o familie nobilă, venea dintr-o familie smerită, de țărani. El însăși, ocupându-se din copilărie, după probabil ascultarea primită și de la părinți și de la consătenii lui, de a păzi vitele din sat, și se spune când era copil, fiind cu vitele, a călcat fără să-și dea seama într-un cuibușor de păsărele, omorând 3 puișori de pasăre și de vrăbiuță. Atât l-a mustrat conștiința, încât a luat hotărârea ca 3 ani de zile piciorul acela să nu mai fie încălțat, să nu mai aibă nimic pe el. A mers cu el dezgolit iarnă și vară, timp de 3 ani de zile. El nu a plătit cu jertfă mucenicească pentru credință. El a plătit cu jertfă duhovnicească, sufletească. Pentru că nu după mult timp, el s-a dus într-o mănăstire, s-a călugărit și acolo și-a jertfit inima și sufletul pe altarul rugăciunii, pe altarul convorbirilor tainice cu Dumnezeu, pe altarul curățeniei sufletești și trupești. A trecut la cele veșnice anunțând dinainte plecarea din această lume și cum era mănăstirea lui așezată pe un râu Lom în Bulgaria, el s-a ridicat pe o pantă, pe o coastă, pe o stâncă, pe marginea râului, s-a așezat într-o nișă și a tras 2 pietre deasupra și acolo și-a dat sufletul, a îngăduit sufletului să zboare către Dumnezeu. Iar trupul lui curat și sfânt, îmbunătățit, n-a putrezit, ci s-a transformat în trup de sfânt, în sfinte moaște, cum spunem noi. Lucrul acesta s-a întâmplat pe la anul 1300, iar după ce a fost descoperit trupul sfântului, a fost așezat într-o biserică acolo, iar din acea biserică, când a rândit Dumnezeu să se împlinească dorința domnitorilor munteni, domnitorilor români, de a-l aduce în cetatea de scaun a Bucureștilor, cetate de scaun domnească,
capitala Munteniei și lucrul acesta s-a întâmplat mai târziu, la 1773, când un general, Petre Saltykov, un general rus, aflându-se în război atunci Imperiul Otoman cu Imperiul Rus și luptele se desfășurau în cetatea Basarabilor, unde era trupul cuviosului Dimitrie, acest general rus a luat, ca nu cumva să cadă pradă în mâinile necredincioșilor otomani, moaștele Sfântului, ca să le ducă undeva în țara lui, să le ducă la Kiev, la Lavra Pecerska, unde sunt foarte multe sfinte moaște ale multor sfinți, inclusiv al Sfintei Cuioasă Teodora, de la Mănăstirea Sicla, Teodora din Carpați, românca noastră cuvioasă și sfântă. Ajungând la București, Petre Saltykov este rugat de un binecredincios din București, numit Hagi, și acesta l-a rugat, lasă moaștele ca să rămână aici, să devină Sfântul Dimitrie Ocrotitor al Bucureștilor și apoi a toată Muntenia și apoi a toată România. A luat o părticică din Sfintele Moaștre, generalul, și le-a dus la Kiev, iar trupul Sfântului a fost lăsat aici la București și într-adevăr, din 1773, s-a arătat de atâtea ori făcător de bine, aducător de roadă bună în sufletele, în inimile noastre, dar și în viața oamenilor. S-au săvârșit multe minuni de către Sfântul Cuvios Dimitrie din Basarab, la potolirea epidemiilor de ciumă, de ciuma lui Caragea, de secetă, de foc care a cuprins capitala și de alte și de alte necazuri și boli și suferințe ale oamenilor credincioși. Îl avem și astăzi și iată, slavă lui Dumnezeu, că în timpurile acestea dificile și pentru lume, dar și pentru biserică, Sfântul Cuvios este căutat și este cinstit și este onorat și aduce, cum spuneam la început, multă bucurie, multă lumină, alungă tristețile și necazurile, în primul rând, din sufletele noastre. Dragii noștri, avem duminica viitoare, duminica 22-a după Rusalii, Evanghelia în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne rostește o pildă și în care ni se lămurește. Ce se întâmplă cu omul acesta? Nu numai pe pământ, în viața pământească, ci mai ales ce se întâmplă cu omul acesta după ce trece din lumea aceasta, după ce sufletul se desparte de trup. Și se spune Mântuitorul că era un om bogat, care se purta în porfiră și în vison, trăia numai în plăceri și numai în bucurii și numai în veselie în viață. La poarta lui se găsea un om sărac pe nume Lazar. Nu numai că era sărac, dar era și bolnav, plin de bube. Aștepta și el și măcar se bucura când mai cădeau din fărmiturile de la masa bogatului și se spune în pildă că doar câinii veneau și îi lingeau bubele ca să le mai aline durerea și chiar poate să le mai aducă o stare de uscăciune și de vindecare. Într-o zi
A murit Lazar, fiind și plin de bube și în suferințe, probabil n-a trăit prea mult. Dar sufletul lui s-a suit și a ajuns în sânurile lui Avraam. Acolo nu mai este, unde nu mai este nici durere, nici întristare, nici suspin, nici foame, nici sete. Mai apoi a murit și bogatul și a fost înmormântat. Numai că sufletul nemuritor al bogatului a ajuns în iad. Și de acolo, din întunericul iadului, din văpaia iadului, din focul iadului, Dumnezeu i-a deschis o fereastră către cerul pe care l-a pierdut, către raiul pierdut. Și l-a văzut pe Lazar în sânurile lui Avraam. Cât a fost pe pământ, nu s-a rugat niciodată nici lui Avraam, nici lui Dumnezeu. Că dacă avea de toate și trăia numai în bucurie și veselie și era bogat, ce a spus? Ce mai trebuie altcineva, altceva? Nu vedem și în lumea de astăzi cum bogăția îi orbește pe unii și a adus și a ajuns Europa și în lumea întreagă întâlnești acest fenomen numit secularizare. Adică totul se întâmplă pe pământ. Totul se trăiește aici pe pământ. Nu mai este nimic după ce ai murit. Ei, nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Și de acolo, din văpaia iadului, a strigat: Părinte Avraame, spune-i lui Lazar să-și înmoaie degetul în apă și să-mi-l treacă pe la vârful limbii, pe la buze, ca să mă răcoresc, că eu mă ard aici. Și a zis Avraam: Păi nu este drept ce vezi tu acum și ce s-a întâmplat? Lazar le-a avut pe cele rele, pe cele dureroase pe pământ. Tu le-ai avut pe cele bune. Nu m-ai rugat niciodată. Căci îți spuneam, fă milostenie, pentru că milostenia aduce multă iertare de păcat. El se bucură acum, Lazar, iar tu te chinuiești. A înțeles? S-a uitat în urmă? Așa se întâmplă cu sufletul nemuritor. Vede tot ce s-a întâmplat, toate faptele lui. Și își asumă de-abia acolo mustrare de conștiință. Dacă n-am făcut ceea ce trebuia să fac, îmi asum această văpaie, această durere, acest chin al iadului. Și totuși a strigat încă o dată către Avraam: Părinte Avraam, te rog ceva, mai am 5 frați pe pământ. Ei, ce gând bun și de acolo. Trimite-l pe Lazar, la frații mei, să le spună el să nu facă ce am făcut eu, ca să nu ajungă și ei aici. Și atunci Avraam a zis: Dar frații tăi, cum și tu, au pe pământ legea și prorocii. Au ce avem și noi. Avem legea lui Dumnezeu. Avem poruncile lui Dumnezeu. Avem cartea lui Dumnezeu. Avem învățăturile lui Dumnezeu. Avem glasul lui Dumnezeu prin Fiul și Său, Domnul și Mântuitorul Hristos. Avem glasul sfinților care au împlinit poruncile, care au trăit viața.
conform voii lui Dumnezeu și poruncilor lui Dumnezeu. Ei da, Părinte, dar dacă vor vedea ei pe cineva din morți că a venit la ei, se vor cutremura, se vor înspăimânta. Dragii noștri, răspunsul n-a fost după dorința de data aceasta și chiar după rugăciunea bogatului nemilostiv. Pentru că Avram a spus, dacă nu vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu, chiar dacă vor învia, vor vedea pe cineva înviat din morți, tot nu vor crede. Păi noi n-am văzut atâtea minuni ale învierii. Crede toată lumea în aceste învieri? Crede în învierea lui Lazar? Cred toți în învierea fiului văduvei din Ain? Cred toți în învierea fiicei lui Iair? Cred toți în învierea Domnului nostru Iisus Hristos? Cred toți în învierea morții sufletești? Că de asta ajungem în iad, că a rămas în moartea sufletului. Nu am înviat de acolo. Prin pocăință, prin credință, prin rugăciune, prin metane, prin post, prin împărtășanie, prin iertare, prin dragoste, prin milostenie. A mai fost și convorbirea când Avram a spus, tu nu poți să vii de acolo aici, nici Lazar să vină de aici, când i-a spus, trimite-l pe Lazar, că între noi și voi este o prăpastie, peste care nici voi nu puteți să treceți, nici noi de aici acolo. Asta a fost pilda Mântuitorului și totuși, dragii noștri, peste această prăpastie, știți ce trece? Trece rugăciunea de pomenire a bisericii pentru cei adormiți într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice și în credința bisericii, dar și pentru cei care numai după mila lui Dumnezeu se mai pot bucura de un deget înmuiat în apă ca să le treacă și să le răcorească iuțimea și ferbințeala limbii și a buzelor și a sufletului chinuit, dragii noștri. Știe Dumnezeu cum pe această punte care este Hristos, Mântuitorul Lumii, care este Biserica lui Hristos, pe cine să mai scoată de acolo, după atâtea pomeniri și ale noastre, pentru cei dragi ai noștri care au trecut la cele veșnice, noi nu știm adevărul, pentru că numai Hristos, numai Dumnezeu îi judecă după dreptate. Dar noi ne rugăm Bunului Dumnezeu, căci ne-a dat șansa acestui dialog prin rugăciune, ca să-i ierte, dacă nu, ei n-au reușit să-și ia iertarea pe pământ, că au avut timp și avem timp să luăm iertare de la Dumnezeu, măcar acolo să îi ierte măsura iubirii sale desăvârșite. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ne bucurăm, dragii noștri, de darurile credinței, de darurile sărbătorilor, de darurile acestea ale zilelor frumoase, luminoase, calde, de sfârșit de octombrie. Știe Dumnezeu cum să mai compenseze ceea ce ne mai întunecă, ne mai întristează, cu scumpirile de toate felurile, cu lumina scumpită, cu energia scumpită de toate felurile, dragii noștri, dar prin răbdare să alungăm tristețea și frica și să ne bucurăm de ceea ce numai Dumnezeu, prin Sfinții Lui, prin Maica Domnului, ne poate aduce în casa noastră, în viața noastră și mai ales în inima și sufletul nostru. Amin.